Hei, salut prieten, sunt Tete și ne aflăm în America veche, adică în Western. Vedem aici o curvă, pentru că suntem într-un bordel de lux de pe acele vremuri. Da, ce faci? Așa, salon. Da, după cum vedeți, și avem noi o cameră în acest hotel, este cumpărată de noi. Camera este chiar aici. Unde vedeți, da, e și bun apoi. Și am văzut ceva că să caut afișele alea cu... Oh, ce-am făcut, frate? Am sărit de sus. Bă, ești nebun, am crezut că sunt scări. Să caut afișe cu recompense de fugitivi, etc. Știți ce zic, nu? Gen wanted. Este în căutare. Și se plătește o recompensă. Ia să vedem pe unde găsim. Sau am eu în meniu? A? Nu, nu, nu. Uite acolo. Ce e aici? Ia să vedem. Sper că e ceva. Nu e. Ia să vedem. Ziar. Păi bine, și că... Chiar îmi zice acolo, să folosesc cartele. Păi și unde găsesc eu cartele din alea? A? Ia, ce e aici? Asta e. Nu e. Da, nu știu, hai să vedem pe unde găsim. Pe la poliție? Hă? Cred că. Dar eu cred că chiar eu sunt unul din fugitivi. Hai să vedem pe aici. Uite, asta e. Da, frate. Asta e. Hai să mergem după el. Deci, se caută, da? Uite. Luăm cu noi fața lui ăsta. Salvăm. Ci că fugitivul a fost văzut pentru ultima dată în The Hanging Rocks. Hanging Rocks? Ia, ia. Fugitivul este indicat cu capul de schelet roșu. Bine, hai căluțule, că în tine am încredere, măi băiatule, acum avem și șa. Hai, dă-i bătaie. Deci asta este misiunea noastră de astăzi. Dăm fuga după un fugitiv, să punem mână pe el, că na, asta e, fiecare și are șeful lui, să punem mână pe el ca să luăm și noi niște bani. Dar eu unde mă duc în munți încolo? Că n-am cum să mă urc. Ci că sunt în apropiere de ultimul loc în care a fost văzut fugitivul. Ce? Uite. Deci eu decid dacă îl omor sau îl... Da. Deci ori îl omor, ori îl sugrum cu asta, știi, ca să-l iau. Băi, fugi, bă. Mamă, nu mai văd nimic. Voi mai vedeți ceva? Deci m-a sugrumat. M-a sugrumat. Era să mă omoare. Oh, 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 nu fac bine. Trebuie să fug. Deci, trebuie să scot arma, da? Asta e. Hai, ne întoarcem și omorâm pe toți. Numai pe el nu-l omorâm. Încercăm să... Hei, mă omoară. Mă omoară. Ia să vedem. Putem să-i facem ceva?
l-am prins. Bă, dar ăla mă omoară. Deci ăla e mai deștept ca mine. Nu pot să cred. Deci m-a omorât. Dar bine mi-a făcut, frate, ci că muerto. Adică mort. Ia să vedem, pot să intru tot pe acolo? Să încerc chiar? Cred că da. Păi ce trebuia să-i fac? Să mă duc la el, să... Da, mă, el când era căzut și înfășurat de funia mea, eu cred că trebuia să mă apropii de el, să-i fac ceva, să-l leg mai bine. Și după aceea putem să-l trag cu calul sau ceva de gen. Hai să încercăm din nou, să vedem. Deci, încet, încet prindem experiență. A, o luăm de la început, ce să facem, frate, dacă nu știm, oh, a căzut. Aia. Hai, căluțu. Căluțu. Fugi, băiatul. Hai, dă-i bătaie. Dă-i bătaie, nu mai sta de vorbă cu toți fraierii. Oh. 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 Ce săritură, Caterin, că mă să mor eu. Bine, hai să dăm bătaie, să mergem așa. Da. Și înainte să ajungem acolo, uite, ce s-a întâmplat acolo? Înainte să ajungem acolo, o să mă dau jos. Să iau așa mai prin surprindere, mi se pare logic. Știi? Hop, ia. Așa. Na, că era să mă omoare. Ia. A mai rămas el. Și fuge nebunul. De ce fugi? Că i-am omorât pe tovarășii tăi. Și ce crezi? Fuge cu un cal. Și ce crezi? I-au rămas ca tâmpitul. Hai, pune mâna pe el. Pune mâna pe el. Pune mâna pe el. Ești nebun. Dar eu aș vrea acum să trag în cal. În calul lui. Știi? Ia să vedem. Unde ești? Uite-l. S-a urcat pe aici. Trebuia să-mi iau eu calul meu, știi? Ia, hai, vino calul meu. Vino după mine. Eu am fluierat și la calul meu acum. Ia uite cu ce viteză vine calul meu. Calul meu. Calul meu. Calul meu. Fugi, frate. Hai că tu ești băiatul. Ai văzut ce ești mecherie? Imediat mi-am chemat căluțul și sper să nu mor cu el pe aici. Hai, hai, hai. Hai să punem mâna pe fugitiv. Ați văzut iepurașul? Iepuraș de câmp. Uitați-l. Pune mâna pe hoț. Știi, el zice acum în gândurile, ia uite mă, al dracu, n-are altă treabă decât să facă bani pe pielea mea. Calule, calule, stai așa, frate, ce faci tu cu mine? Unde e ăla? Uite-l. Unde-i frate asta? Unde am ajuns? Hă? Prin oraș, în Armadigio. Acolo de unde am plecat. A trecut pe lângă.
pe lângă. Hai, mă. Sus, băiatul, hai. Pune mâna pe el. Pune mâna pe el. Unde, frate? Unde? Unde e? Că nu pot să trag de cal prea mult, că obosește și mă aruncă. Și cu toate că calul ăsta e mai performant ca alții. Haide. Ia-uți ce e aici. Că nu trebuia să mă urc. Fugarul l-a scăpat. Nu pot să cred. Am mers degeaba, frate. Ce să mai... Asta e soarta. Hai să ne ducem să ne vedem de treaba noastră. Încercăm altă dată. Calul este foarte obosit, foarte, foarte obosit. Da. Mai avem până ajungem. Așa că mi-au la revedere, nu mi-a plăcut episodul de astăzi. Sunt sigur că nici vouă am încercat, dar n-am rezolvat nimic, așa că v-am pupat, ne vedem într-un nou episod. Ia uite ce e aici, asta ce e, biserică, ce e aici? Ha! Ah. Ia, 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 ce e aici, frate?